Controlele reprezentanților ISU Gorj la cluburile din municipiul Târgu Jiu au demarat la sfârșitul săptămânii trecute. 7 controle au fost finalizate și au scos la iveală 17 nereguli, pentru care s-au aplicat 13 avertizmente și 3 amenzi în valoare de peste 60.000 de lei. S-au aplicat aceste amenzi contravenționale pentru următoarele încălcări, și anume pentru neidentificarea riscurilor de incendiu, pentru utilizarea instalațiilor electrice cu improvizații și pentru schimbarea destinației spațiului comercial față de destinația inițială pentru care s-a obținut autorizația. Cea mai mare amendă i-a fost dată unui agent economic ce deține un club din Târgu Jiu. 50.000 de lei trebuie să plătească patronul pentru că a schimbat destinația spațiului comercial față de cea pentru care a obținut autorizația inițial. Acțiunile de control efectuate de reprezentanții compartimentului de control al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj vor continua și se vor extinde în tot județul, chiar și pe timp de noapte. Însă, pentru aceste verificări nocturne, ISU Gorj va solicita sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean, dar și pe cel al jandarmilor gorjeni.